Salutare, dragii mei, și exclusiv, șoc, senzațional, Klaus Iohannis mărturisește în cartea sa, Pas cu pas până la marele impas, că o admiră pe Bianca Drăgușanu. Auziți? Dar voi nu v-ați săturat de genul acesta de baliverne? Zilnic, fluxurile de știri ale televiziunilor, ale presei scrise și ale presei online ne bombardează cu tot felul de informații absolut imbecile. Iar lucrul acesta ar trebui să ne dea de gândit. Poate că cei care fac politica editorială consideră că publicul consumator de informații este populat de mulți oameni cu intelect subțire. Poate chiar așa este. Prostia, ca să spunem pe șleau, în ultimii ani s-a dovedit că aduce mai multă audiență, mai mulți cititori, respectiv trafic sporit, OTV, capatoși, măruți, mădălini, ierghi cu extensiile lor mai elitiste, gâzii, porele sau Rareș Bogdani. Spre exemplu, cu ceva timp în urmă pe site-ul televiziunii lui Sebastian Ghiță, RTV, acest site, ei bine, vedea cu două imbecilități. Prima oră, Klaus Iohannis stătic pentru prima dată. Iar din articol aflăm că, de fapt, astrologul cancan.ro îl văzuse în stele pe noul președinte cu un plod în brațe. Sau, bombă, Anca Țurcașiu își vinde corpul pentru 2000 de euro. Iar în știre se vorbea despre faptul că Anca Țurcașiu face reclamă la cizme, reclamă pentru care a încasat un onorariu de aproximativ 2000 de euro. Dragii mei, dacă nu mai vreți să fiți tratați ca niște utilizatori de mâna a 10, cu un coeficient de inteligență mai mic decât al unei maimuțe, ar fi cazul să nu mai dați click sau să nu mai zapați cu telecomanda pe titluri de acest gen. Știri pe scurt. Pentru că ține la siguranța și confortul cetățenilor săi, statul român deschide prima pușcărie pentru VIP-uri. Stați să vedeți în ce condiții vor deveni scriitori demnitarii noștri. Apetitul românului pentru pupat moaște nu piere niciodată, dar se transformă. Aflați ce o să pupați peste 100 de ani. Refugiații au împărțit România în două. Ce spun politicienii argeșeni? Nu interesează pe nimeni, dar noi vi băgăm pe gât. Să aveți poftă! Activitatea intensă a Direcției Naționale Anticorupție a scos la iveală o mare carență a sistemului de justiție. Beneficiarii sentințelor privative de libertate se confruntă cu o lipsă acută a locurilor de cazare. În plus, clientela high class, din ce în ce mai numeroasă, se plânge constant de condițiile din penitenciare și amenință că va da în judecată statul român pentru încălcarea drepturilor omului. Psihiatrii au demonstrat că ruperea bruscă de un nivel de trai foarte înalt poate genera traume ireparabile. Ținând cont de faptul că penitenciarele au o clientelă din ce în ce mai selectă, la Mioveni se va construi, începând de anul viitor, prima închisoare VIP din România. Aceasta se va afla în vecinătatea penitenciarului Colibaș, iar pentru construirea ei au fost de acord să contribuie financiar VIP-urile care deja sunt private de libertate. Și guvernul României va finanța lucrarea cu jumătate din sumă, pentru că în special dintre membrii acestuia și apropiații lor sunt recrutați viitorii beneficiari ai justiției de acum independente. Închisoarea va fi proiectată pe mai multe secții sau aripi, după cum urmează: aripa președinți de stat, aripa președinți de consilii județene, primari și aleși locali, aripa miniștri, secretari de stat și parlamentari, aripa magistrați, aripa director de direcții de concentrate și regii, aripa oameni de afaceri, aripa moguli și vedete TV, aripa bugetari de rând, aripa cămătari și mici găinari și aripa prostituatelor de lux cu sau fără promovare la TV. Închisoarea VIP va dispune de următoarele condiții: celule single cu pat twin size sau double, cu pat king size, prevăzute cu minibar, cablu TV, internet, aer condiționat, încălzire, baie proprie, cadă și duș, uscător de păr. Închisoarea beneficiază și de 3 celule matrimoniale pentru început, una dintre acestea fiind deja rezervată, potrivit surselor noastre, cuplului politic Traian Băsescu-Elena Udrea. În funcție de suma achitată, pușcăriașii VIP pot alege între camere Garden View, cu vedere către Catedrala Mioveni, sau Wall View, cu vedere către un zid oarecare. Camerele pot fi cu demipensiune, în care este inclus doar micul dejun la pat, sau cu pensiune completă la restaurantul de 3 stele Michelin din cadrul închisorii. Dintre facilitățile închisorii, amintim: barul din lobby-ul recepției închisorii, cafenea și gelaterie la parter, terasa aflată la ultimul etaj cu piscină și șezlonguri, centrul Tulip Beauty and Spa Rituals,
sale de jocuri, sale de videoconferințe, sale specială pentru redactarea de cărți, întrucât precedentul a demonstrat că până și cei mai puțin înzestrați intelectual devin scriitori de renume după ce intră după gratii, camere de lucru manual cu activități gen tricotat, bricolat, brodat sau sculptură în lemn, cameră intimă pentru orgii sau raporturi sexuale normale. Clienții închisorii de lux mai beneficiază de următoarele înlesniri: folosirea la discreție a telefonului și internetului, vizite o dată pe zi, întâlniri de afaceri cu clienții din exterior, învoiri la domiciliu cu prilejul aniversărilor în familie sau cu prilejul sărbătorilor religioase cu cruce roșie sau dezlegare la pește. O căsătorie surpriză i-a revigorat imaginea publică lui Tiberiu Avramescu, consilier municipal și unul dintre cei patru liberali care vânează poziția de candidat la primăria Pitești. Un student al domnului consilier, care este și profesor universitar pe deasupra, și-a cerut iubita de soție chiar în timpul cursului domniei sale. Cum știrea a făcut în conjurul televiziunilor centrale, domnul Avramescu a început să se laude că ce bine i-ar ședea lui ca primar, să-i cunune pe cei doi, că ce profesor iubit de studenți este, din moment ce le permite astfel de ieșiri în decor și așa mai departe. Hai să vedem mai întâi inedita cerere în căsătorie. Nu, mai tare! Te iubesc din toată inima mea și îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai oferit până acum. M-ai învățat ce înseamnă să iubesc. Pentru asta vreau să-ți mulțumesc cu felul ăsta. Invidioși pe succesul său de televiziune, ceilalți liberali care vizează la rândul lor o candidatură la primăria Pitești au luat măsuri de urgență. Narcis Sofianu, cel mai activ și acid candidat liberal pentru primăria Pitești, a contraatacat cu un croșeu de stânga mortal. Acesta a postat pe contul său de socializare o fotografie cu Leonard Doroftei și următorul mesaj: cu moșul Leonard Doroftei. Îl așteptăm sâmbăta viitoare la botezul fiicei mele mai mici, Ilinca Rebecca. Ei da, acesta va fi un botez de care se va vorbi cel puțin 2 zile. Dănuț Bica și Mihai Tudor, candidații care vin din aripa PDL, nu s-au lăsat nici ei mai prejos. În timp ce Bica a postat pe Facebook o fotografie care îi va potența substanțial popularitatea, una în care apare alături de colegul de plictiseală Marius Postelnicescu, Mihai Tudor și-a făcut fotografii la un studio profesionist, visând la perioada în care se va afla pe afișele de candidat la primăria Pitești. Nici n-au ajuns bine primii refugiați în Germania, că spațiul media românesc a făcut rost de o nouă obsesie. Una mai tare decât ce a trebuit lui Oprescu, o nouă șpagă, din moment ce avea teancuri de vile, mormane de bani, amante aranjate la casele lor și o poziție socială care să-i măgulească orgoliul. Asistăm deci la un nou episod dintr-o serie care a debutat anul acesta cu atentatele de la Charlie Hebdo și a continuat printre altele cu accidentul aviatic din Alpi, uciderea aleului Cecil și violurile pe bandă rulantă din Vaslui, despre care doamna Tatoiu are ca de obicei o opinie pertinentă. Problema refugiaților este tranșată în spațiul public pe poziții extreme, care rar lasă loc căilor de mijloc. În timp ce unii văd în refugiați niște indivizi plecați cu scop precis, cu bombardeaua pitită în chiloți, alții cred că aceștia sunt niște cetățeni ghinioniști ai planetei care ar trebui găzduiți și ospătați în numele unei minime umanități. Ce cred politicienii argeșeni? Prea puțin contează. Dar istoria consemnează deopotrivă și faptele minore, chiar dacă acestea nu ajung în manuale, alături de tunsoarea Bob Andrei Esca. Eu sunt dacă adevărat și nu voi fi niciodată de acord să fim corciți din nou cu forța la indicațiile Uniunii Europene, după ce romanii ne-au mai regulat femeile și ne-au stricat frumusețe de zestră genetică lăsate de zamolxe. Totuși, aș fi de acord ca
toate familiile care au votat cu Ponta să ia în gazdă pe refugiații care se declară mândri că sunt musulmani. Asta ca să nu se mai spună că suntem un popor ospitalier căruia e frică de oaspeți, a declarat Gigi Dinescu, președintele PNCC de Argeș. Ce treabă avem noi cu problema refugiaților? Nu vedeți că abia au venit la noi să profite de proverbiala ospitalitate românească? Nu vedeți că ne-au ocolit ostentativ și s-au înghesuit în Ungaria să se urce în trenurile de Austria-Germania? Cred că au apucat să vadă știrile de la ora 5 și le-a fost teamă de apetitul sexual al băștinașilor din Vaslui. Concluzionând, în materie de islam, cred că va trebui să ne mulțumim cu foștii studenți arabi din regie, cu mica mafia lui Omar Haisam, cu evaziunea din comerțul cu legume și țigări și cu amintirile lui Sergiu Nicolaescu de la Călugăreni, a declarat Cătălin Bulf, președintele PMP Argeș. Nu înțeleg un lucru. Cum de refugiații ăștia sunt în număr atât de mare bărbați tineri, în putere, care ar fi trebuit să fie pe câmpul de luptă, să-și apere pământul strămoșesc, nu să stea după fusta muierilor? Aș primi și eu un harem de refugiați așa, mai pe la 25 de ani dacă se poate, și numai cu accept prealabil în lista de prieteni de pe Facebook, a declarat Florin Tecău, președintele Consiliului Județean Argeș. Ținând cont că ai noștri din partid se refugiază pe capete la Beciul Domnesc sau Poarta Albă, cred că o infuzie de sânge proaspăt nu ar strica deloc, mai ales că în curând mai emigrează după gratii un lot considerabil, a declarat Cătălin Rădulescu, deputat PSD. Lavinia Năstase, om de televiziune, om de fashion și om de ce vrea ea, anunță cu mare bucurie vestea că... Aici avem o problemă. Cred că nu prea înțelegem ce vrea să spună, dar cităm. Am să vă anunț prima veste bună după 14 ani. Am fost acceptată la concursul de director artistic al Teatrului Davila. Deci o să mă prezint la concurs. Să înțelegem că aceasta a fost prima veste bună pe care o primește în ultimii 14 ani sau că timp de 14 ani nu a fost acceptată nici măcar să susțină concursul. Cert este un lucru. Ambele variante o dezavantajează. Nici o firmă nu s-a prezentat la licitația pentru dezăpezirea autostrăzii București-Pitești, în ciuda faptului că iarna trecută s-au cheltuit mai puțin de 18.000 de euro pe kilometru pentru întreținerea autostrăzii. Se pare că toate firmele interesate în trecut au astăzi probleme de insolvență sau faliment sau DNA sau toate trei, ceea ce demonstrează că prea multă justiție strică. Noul președinte al PSD Argeș, Șerban Valeca, a dat democrația jos din pod. A dat-o jos și praf a făcut-o, a sărit cu picioarele pe ea direct în ședința de partid și a amenințat pe colegi că dacă mai dau cu flanca în presă, vor fi excluși. Acum, prinde orbul, scoate ochii, că până și amenințarea aceasta a răbufnit în presă și nu a dat deloc bine la imaginea domnului senator. Peste 100 de ani, când probabil că occidentalii vor construi o lume nouă pe Marte, noi, românii, vom sta tot la coadă de moarte. Nici comunismul cu toată propaganda sa împotriva credinței și nici anii de libertate și acces la informație nu au stăvilit apetența românului pentru rămășițele pământești ale celor categorisiți a fi sfinți. Sute de mii de credincioși, de oameni smeriți și cu frica lui Dumnezeu, își trag periodic bocanci în gură și coate în rinichi pentru a ajunge mai repede să-și frece chiloții, sutienele, ciorapii de sfintele oseminte pentru a-i apăra de toate relele de care numai necuratul se face vinovat. Peste 100 de ani se vor schimba totuși unele lucruri. Așa cum anul acesta a adus o premieră în lumea politică, Partidul de Județ, așa și peste 100 de ani probabil că vor apărea sfinți locali la care din patriotism le vom închina cu precădere și le vom scoate ciolanele la plimbare prin Piața Mare ca să aducă ploaia, bunăstarea și comisioanele de cel puțin 20%. Am făcut un efort de imaginație pentru a intui cam la ce moaște ar putea să se înghesuie argeșenii prin anul 2115. Moaștele copreședintelui PNL Iani Popa, zis și Sfântul Iani Dichisitorul, vor atrage și peste 100 de ani cuvioasele cochete ale județului, care vor dori să le binecuvânteze Dumnezeu cu ceas Patek Philippe, o geantă Louis Vuitton sau un pantof Clark Originals. Alte miracole nu vor fi posibile, întrucât moaștele preacuviosului vor fi la fel de lipsite de materie cenușie ca în vremea în care erau rumene în obraji. Spre deosebire de celelalte moaște care vor fi expuse integral sau pe bucăți în diverse catedrale și biserici, moaștele Sfântului Martir Pendiuc, Sfințitorul de locuri, vor fi depuse la intrarea în primăria Pitești pentru a fi zilnic pupate și adorate.
Sfintele oseminte vor fi învelite într-un giulgiu alb și așezate pe un postament din pavele de granit. Pe timpul zilei, racla cu oseminte va pleca în procesiuni de 5-6 ore, fiind transportată de către autobuzele Publitrans prin toate cartierele orașului. Astfel, piteștenii care vor dori să se roage pentru un amărât de lift care să le facă legătura dintre beci și WC-ul de la etajul 2 vor putea veni să se roage Sfântului Martir. Moaștele Sfântului Gogu Davidescu, Fucătorul de Bine, cel care în prezent este cunoscut de întreg județul sub numele de cod Gogu, vor atrage în special enuriașele de sex feminin, care le vor cere inclusiv de bărbat. De altfel, din trupul uns cu mir, șampanie și frișca lui Gogu, nu va fi depus în raclă decât un organ, același pe care Terentă l-a expus într-un borcan de murături la Institutul Mina Minovici. Și bărbații se vor înghesui la moaștele Fucătorului de Minuni în cearșafuri pentru a se trata de impotenție, blenoragie sau prostată. Tot ce trebuie să facă este să-și frece bine chiloții de moaștele Sfântului, chiar și fără a-i da jos de pe ei. Moaștele Sfântului Cornel Ionică Mărturisitorul vor fi depuse imediat sub moaștele Sfântului Martir Tudor Pendiuc și vor săvârși minuni ceva mai mici. Acestea vor fi și primele moaște din istorie cărora nu li se vor închina oameni, ci sensurile giratorii, care se vor întreba și peste 100 de ani cine a fost deșteptul ăla care le-a făcut. Iubit și adulat în timpul vieții pentru omul blajin, iubitor, pacifist și tolerant care a fost, moaștele Sfântului Mircea Andrei, demolatorul de mituri, vor fi depuse cu cea mai mare grijă pe Facebook pentru a-și continua și pe mai departe conversațiile pline de înțelepciune cu prietenii din listă. Vor fi de altfel și primele moaște online pe care le poți pupa fie direct prin monitor, fie prin intermediul unui emoticon sugestiv. Sfintele mucenițe Simona Bucura Oprescu, Anastan și Olimpiadorul vor fi depuse într-o raclă comună suprapusă spre a fi mărturie via acelui moment din istorie în care Argeșul trăia zorii emancipării femei. Acestora li se vor închina femeile care se vor afla la cratiță și peste 100 de ani, dar și domnii care iubesc să stea în spatele unor femei puternice, fie ele și în raclă. Moaștele Sfântului Dănuț Bica, cel plin de carismă, vor fi primele moaște care vor avea un public targetat. Acestora îi se vor închina, în general, surdomuții și cei care pot să se roage cât mai în tăcere, cât mai rar și cât mai degeaba. Fratele său, Sfântul Marius Postelnicescu Flăcăul de Aur, va fi pomenit în rugăciuni de către fetele bătrâne și supraponderale sau de către cele care au cununiile legate și vor să se nenorocească alături de un măgar misogin, alcoolic notoriu sau bătăuș de cartier, nu contează ce, bărbat să fie. Vrem, nu vrem, moaștele emisiunii noastre au ajuns și ele la final. Nu vă înghesuiți să le pupați, că sunt puțin răcite. Le curg mucii. Ci că nu e frumos să spui cuvântul mucii pe post. Dar mă gândesc că și la dumneavoastră e la fel, că doar nu vă curge apă termală sau izvorul tămăduirii. Sunt mai necioplită de felul meu, o să vă obișnuiți sau nu, schimbați telecomanda. Până atunci, mulțumim partenerilor noștri Optica Negreanu, responsabilă cu ochelarii, și hairstylistului Cristi Spas de la Lotus Center Pitești, șef peste părul meu. La bună revedere!